V-am promis că ne întoarcem foarte repede din scurta pauză de publicitate și dacă nu ați reușit din diverse motive să prindeți prima parte a emisiunii, vă spun că invitatul meu din această ediție este domnul profesor universitar doctor inginer Neculae Eugen Seghedin. Este prorector în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. Iată, am discutat noi despre ceremonia care urmează vineri pe 1 octombrie. Cu emoții bănuiesc, așa cum ați povestit, nu poți cumva să fii indiferent la o asemenea manifestare frumoasă și emoționantă, e clar. Și am promis noi că vom discuta și despre cum veți începe acest an universitar, pentru că, iată, cumva rata incidenței pe infectarea COVID a crescut în ultima perioadă. Era cumva de așteptat odată cu începerea școlilor, dar cred că deja v-ați făcut planul, sunteți pregătiți și știți cam cum veți porni la drum. Da, da. În funcție de cadrul normativ la nivel național, spuneam, de acel ordin comun a celor două ministere, a educației și a sănătății. În funcție de aceasta am trecut chiar ieri prin Consiliul de Administrație un set de norme care sunt niște norme subsecvente unui referat al rectorului trecut prin Senat, care stabilește anumite aspecte generale în ceea ce privește modul de desfășurare a acestor activități. În esență, tot ceea ce înseamnă cursuri vor fi ținute în regim online. La cursuri sunt serii mai mari, serii mai mici de studenți, este greu să se păstreze distanța. Oricum, să fie 100-150 de studenți într-un spațiu pentru cursuri care pot să fie și de 4 ore sau 6 ore de curs, nu e recomandat, câte o oră, clar, nu. Mă rog, cu pauze de 50 de minute, oricum este mult prea mult, deci riscul de expunere este mult prea mare și atunci am trecut la această soluție pe care am experimentat-o în anii anteriori, știm, deci nu știm cum să procedăm, deci n-ar fi o problemă. Și urmează ca tot ceea ce înseamnă aplicații, adică laboratoare în primul rând, laboratoare, seminarii, proiecte, cercetarea pentru doctoranzi, practică și așa mai departe, toate acestea se desfășoară în regim on-site. Bineînțeles, cu respectarea unor norme sanitare, care înseamnă distanțarea la un metru, dacă acest lucru nu este posibil, se pun niște paravane de protecție, sunt niște reguli foarte simple, pentru educație fizică la fel, sunt niște norme, dacă activitățile se desfășoară în spațiu închis, în spațiu deschis, cu mască, fără mască, mă rog, în diverse... Oricum, sunt anumite aspecte care țin de regulile naționale, de regulile interne și de specificitatea procesului didactic dintr-o politehnică. La noi, elementele care ne diferențiază mult sunt cele care țin de laboratoare, de interacțiunea cu diverse instalații, cu diverse standuri, înseamnă, bineînțeles, interacțiunea cu fenomene pe care trebuie ca studenții să le poată studia și controla. Și în acest sens, bineînțeles că am plecat de la ideea că trebuie numai decât să desfășurăm aceste activități în regim on-site. Bineînțeles că în funcție de diversele elemente specifice, pot să fie laboratoare de dimensiuni mai reduse, acolo se va trece la o separare a grupelor, la o împărțire a grupelor. Avem niște algoritmi în baza cărora putem să asigurăm un flux al studenților în așa fel încât să nu se încalce niște norme sanitare. Deci soluții există și noi le-am experimentat în anul anterior și acum bineînțeles că le continuăm, dar diferența față de ceea ce a fost în anul anterior a fost aceea că vin toți studenții la școală. Deci am avut în primul an de pandemie au stat toți în online, în anul următor s-a venit alternativ la școală, anul acesta vin cu toții, pentru că, mă rog, sau ne-am schimbat și noi în multe privințe, acum știm să ne
ferim, știm să ne sunt aceste măsuri de protecție, ne sunt într-o oarecare măsură familiare, deci am putut să mergem către un astfel de scenariu. Bineînțeles că totul se poate schimba radical în funcție de ce se va întâmpla în context pandemic, pentru că legea spune că scenariul se poate schimba în fiecare săptămână. În fiecare zi până la săptămânal, da, bineînțeles. Deci există această situație limită care se poate întâmpla oricând și bineînțeles că vom reacționa în consecință. Ceea ce este vestea bună este că vom desfășura aceste activități în regim on-site, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra nivelul de pregătire a studenților, da, va avea un efect favorabil asupra stării de spirit a lor. Și nu numai a lor, ci și a profesorilor, pentru că, trebuie să vă spun, este deprimant să intri într-o universitate care, universitățile sunt niște clădiri mari, spații mari, largi, deschise, frumoase. Ei, când aceste spații nu sunt populate de studenți, atunci starea depresivă devine o a doua natură pentru noi. Și ne amintim tot de dumneavoastră când ați pomenit de actorii de teatru și actorii de film, da, tot într-o emisiune la exact, noi. Exact. E cam același lucru, da, și acum. Ne plac mult filmele, apreciem mult actorii de film, dar parcă teatru e mai frumos, nu? Și vrem să ne întoarcem la teatru. Vrem să ne întoarcem la teatru. Bineînțeles că va fi o activitate hibridă. Unii vor juca în filme în continuare. Eu sunt unul dintre ei. Eu am și aplicații, am și cursuri în semestrul care urmează, dar sunt mai multe cursuri. Și voi continua acest exercițiu cinematografic, da, de a vorbi în fața camerei. Vă descoperiți noi talente, poate. Da, când pandemia va fi fost încheiată, atunci cu siguranță se vor face niște studii și vom vedea cum ne-am schimbat noi înșine, cum ne-am schimbat modul de a relaționa cu ceilalți, cum am schimbat modul de a relaționa cu societatea, cu calculatorul, cu tot ceea ce înseamnă media, lucruri de genul acesta. Deci este o decizie fără îndoială pe care cu toții am îmbrățișat-o, această posibilitate de a fi cu toții la școală este un lucru, mă rog, cât se poate de bun. Inutil să spun că tragem nădejde ca lucrurile să meargă într-un sens pozitiv în așa fel încât să ne întâlnim în sfârșit și în amfiteatre. Esența academismului, esența mediului universitar este amfiteatrul, este sala de curs, este profesorul, magistru, profesorul care își joacă rolul vieții sale, își joacă rolul în fața studenților care sunt spectatori, nu în sensul de inactivitate, ci de participanți și ei la acest proces didactic. Zumzetul din sală, din, da, amfiteatru, nu mai spun. Sigur, deci, clar, sigur. Toate astea adunate mai lipsesc. Mai este până acolo, dar cel puțin dacă studenții vin la laboratoare și la proiecte, este un mare pas înainte. Nu știm cum vom desfășura tot ceea ce înseamnă activități de finalizare a studiilor, licențe și disertații, la fel doctorate. În prezent avem un cadru normativ care prevede că acestea se desfășoare în regim online. Mai departe vom vedea cum se vor desfășura lucrurile în funcție de, mă rog, ceea ce ne va permite legea și în funcție de dorința, bineînțeles, a instituției. Și ne gândim la următoarele activități din universitate. Prima, cea mai importantă, este evaluarea instituțională a RACIS, care va fi în luna octombrie. Noi deja am fost evaluați în privința școlilor doctorale. Acum o săptămână s-a încheiat această vizită. A fost o acțiune la care a fost foarte minuțios pregătită. Ca orice evaluare la nivelul universității, se muncește aproape un an de zile pentru a se structura toate documentele, toate anexele, pentru că orice evaluare este un fel de secțiune prin universitate.
Da, ca să le explicăm un pic celor de acasă, cam ce se urmărește, ce criterii sunt verificate pe evaluare, nu știu, calitatea învățământului? N-am să folosesc limbajul specific, ca să înțeleagă pentru și, că da. Nu cred că ar fi ușor de înțeles. Deci, în primul rând, sunt trei aspecte care se urmăresc. În primul aspect este cel care ține de măsura în care universitatea dispune de rezerve, de resurse. De are capacitatea aceea instituțională, adică are săli de curs, are săli de seminare, are infrastructură de cercetare, are resursă umană, are fel de fel de, mă rog, spații pentru desfășurarea unor activități, atât curriculare cât și extracurriculare. Deci, capacitatea instituției de a deține astfel de resurse necesare pentru a se desfășura un proces de învățământ. Apoi, al doilea domeniu este acela al măsurii în care aceste resurse sunt folosite într-un mod eficace. Adică în măsura în care procesul educațional produce efecte. Adică cât studenți, câți absolvenți se angajează, cât studenți termină facultatea, care sunt rezultatele studenților, care sunt rezultatele profesorilor în ceea ce privește cercetarea științifică, care sunt rezultatele în ceea ce privește, realizarea de diverse materiale și așa mai departe, educaționale. Adică este vorba de felul în care universitatea folosește acea bază materială și umană. Și al treilea domeniu este acela al managementului calității, adică măsura în care universitatea dispune de acele metode, metodologii, proceduri, instrucțiuni care să conducă în timp la creșterea calității educației. Și această creștere a calității educației, care înseamnă, de fapt, îmbunătățirea continuă a calității învățământului, se face odată prin existența acestui cadru normativ intern, asta urmăresc evaluatorii, după care, în pasul următor, constată dacă aceste documente sunt și aplicate, dacă aceste proceduri sunt și aplicate, produc efecte. Și faza a treia este aceea, există acel feedback în urma aplicării acestor regulamente, există acel feedback care duce la creșterea calității actului educațional în universitate, adică universitatea însăși receptează ea însăși aceste feedback-uri și ea însăși se autoanalizează, se reinventează an de an în așa fel încât să își crească acest nivel al calității. Este ceea ce se numește evaluare internă. Deci pentru noi, pentru cei care fac, spun noi că și eu sunt evaluator ARACIS și pentru noi este esențial să vedem că acest sistem de asigurare a calității este viu, produce efecte. Și cuvântul cheie în asigurarea calității, ce înseamnă de fapt asigurarea calității? Înseamnă încredere. De aceea ARACIS dă aceste calificative. Grad de încredere. Grad de încredere ridicat, glipsă de încredere, încredere limitată și așa mai departe. E încrederea. Adică încrederea că dacă o universitate spune că la programul de studii X se fac materiile cu tare, cu tare și cu tare, înseamnă că acele chiar se fac. Exact. Și spune că oferă studenților următoarele rezultate ale învățării, adică acele competențe și cunoștințe și atitudini și valori pe care ei și le dobândesc în urma parcurgerii unei discipline, înseamnă că așa este. Deci noi când dăm acest calificativ, dăm un semnal către spațiu public, dăm un semnal către candidați că da, putem să avem încredere în ceea ce spune universitatea că face. Asta înseamnă, asta este esența. Bineînțeles că sunt anumite aspecte care țin de, să zicem, diverse conținuturi ale disciplinelor. Evaluatorii intră și în astfel de zone atunci când se constată că, de fapt, conținutul nu este chiar în totală legătură cu ceea ce înseamnă rezultatele învățării. Totul pleacă de acolo. Ce știe un student după ce a făcut un curs de
mecanică fină sau de organe de mașini. Ce știe? De acolo plecăm. Trebuie să știe anumite elemente. Bun, atunci structurăm cursul în așa fel încât el chiar să știe ceea ce ne-am propus noi că trebuie să știe, pentru că aceste rezultate sunt în legătură cu acea calificare. Calificarea lui este un rezultat care este standardizat, este inclus într-un registru a calificărilor. Deci nu avem încotro, trebuie să ajungem undeva la aceste competențe. Deci există o logică continuă a acestui proces de evaluare care pleacă de la ceea ce trebuie să știe studentul, la ceea ce își asumă universitatea, la ceea ce trebuie să facă studentul atunci când absolventul când intră în posesia unei diplome și intră în ceea ce se numește viața reală, când începe să lucreze pur și simplu. Deci asta este foarte important, bineînțeles, este un criteriu foarte important, câți absolvenți lucrează, unde lucrează, ce fac. Aici sunt mai multe discuții. Ca am mai spus-o la dumneavoastră, îmi place de multe ori să evoc acest moment, de multe ori se spune că trebuie ca studenții, absolvenții să lucreze numai decât în domeniul în care s-au pregătit. Pentru că altfel e un eșec profesional, dacă nu lucrează în domeniul respectiv. Și e o mare dilemă aici. Și odată eram în Austria la Klagenfurt într-o delegație, într-un proiect care viza chiar această problemă a angajabilității. Și acolo era un mare sociolog austriac, Kellerman. Și Kellerman atinge acest subiect foarte sensibil, uneori chiar dureros. Și Kellerman spune așa, că nu e important să activezi, să muncești în domeniul în care l-ai absolvit. Nu este important. Important este un singur lucru. Și a lăsat o pauză, cum am lăsat-o și eu acum, o pauză, ce e cel mai important? Și Kellerman ne-a spus, să fii fericit. Trebuie ca absolventul să fie fericit. Sau să facă cu drag ceea ce face. Exact, nu contează ce face. Exact. Nu contează ce face. Așa va avea rezultate. Exact. Exact. Dacă e fericit, atunci este eficient la locul de muncă, se înțelege bine cu familia, cu prietenii, se integrează mai bine în societate. Și asta o spun sociologii, nu o spunem noi. Și are rezultate profesionale mult mai bune decât dacă ar lucra în domeniul pe care l-au absolvit și e... Lucrurile sunt foarte complexe, sunt foarte complicate, e foarte simplu și total nedrept să discutăm într-o cheie reducționistă. Da, ai făcut secția de tehnologie de ambalare a produselor agricole, păi asta trebuie să faci. Numai decât. Altfel, nu e corect. Mai avem un exemplu, mi-l dă un profesor de la București. Și îmi spunea așa, că nu, eu am un student care a făcut instalații în construcții. Instalații în construcții și lucrează la NASA. Cum îl judecăm? Cum judecăm situația asta? Nu lucrează în domeniu. Clar. Nu lucrează în domeniu. Păi nu are nicio legătură una cu alta. Dar lucrează la NASA. Lucrează la NASA în construcții aerospațiale, da. Sunt ceva noutăți pentru studenți pentru anul acesta universitar care ar putea să-i intereseze? În primul rând, legat de... Este un aspect pe care a fost mult promovat în mass media. Noi încurajăm studenții care se vaccinează, au o lună gratuitate la cazare. Vom deschide un centru de vaccinare, un centru în Tudor, lângă sala de sport. Este anul acesta, avem, de exemplu, un masterat nou de, sună foarte frumos, securitate cibernetică. Da. Și cumva ar avea mai multe posibilități pe angajare dacă stăm să ne gândim. Până și în poliție te poți angaja, cred că, cu un astfel de master. Nu, eu dacă aș putea, l-aș face din curiozitate. L-aș face pentru mine. De multe ori sunt studenți care fac cursuri facultative, de exemplu, pentru simplu fapt că pot să le facă, au această șansă să le facă.
De exemplu, sunt studenți de la calculatoare care fac modulul psihopedagogic. Mulți n-au de gând să devină profesori. Nu interesează cariera, o carieră didactică. Dar e foarte interesant să studieze psihologie, psihopedagogie, să studieze teoria evaluării. Se lărgește foarte mult orizontul. Tinerii sunt foarte sensibili la astfel de posibilități de a te mobila intelectual, de a te perfecționa intelectual prin astfel de cursuri. Fără îndoială că există multe posibilități de a învăța multe lucruri din domenii conexe și noi încurajăm pe studenți să facă acest lucru, le oferim cursuri facultative care să le lărgească orizontul intelectual într-un proiect de care am mai vorbit acum, am mai vorbit la dumneavoastră de antreprenoriat, Antreprenoring se numește. Antreprenoring, un proiect pe care îl vom finaliza acum în decembrie. După acest proiect rămân niște ore în planul de învățământ de cultură antreprenorială și vrem să școlim studenții din anii 3 și 4 la niște cursuri facultative în domeniul antreprenoriatului, pentru că de multe ori se spune, bun, ce a rămas după un proiect? Un proiect de multe ori trăiește cât timp are finanțare, când proiectul s-a încheiat totul. Ei, noi vrem ca să continuăm după acest proiect, după ce am pregătit resursa umană, am școlit colegi de-ai noștri la diverse cursuri postuniversitare, cursuri în străinătate, pe diverse domenii, am avut o logică, o gândire în acest sens, acum am spus, haideți într-adevăr să producă efecte, să aducem tinerii să studieze antreprenoriat. Cei care doresc cu adevărat să facă acest lucru o pot face la nivelul universității, avem structurat niște cursuri comune pentru ei, în așa fel încât să poată să-și descopere aceste aptitudini antreprenoriale sau să și le cultive, depinde. Nu știm, unii spun că asta nu se învață, că, mă rog, nu intrăm în detalii de ce nu acesta. Noi am învățat că, mă rog, aproape totul se poate învăța. Și trebuie să oferim tuturor această șansă de a învăța, pentru că esențial este faptul că dacă ai șansa aceasta divină de a învăța, dacă poți să înveți, ești obligat, ești nevoit să înveți, ești obligat față de natură și față de tine însuți să înveți. Puțini au șansa de a ști, de a putea să învețe. Asta este un lucru pe care puțin îl conștientizăm. Cu asta și ne naștem cumva și da, sigur că da. Trebuie să profităm din plin. Sigur că da. Pentru că, de fapt, prin învățare ce faci, de fapt? Înțelegi viața, înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Înțelegi ce se întâmplă și cu tine și cu tot ceea ce este în jurul tău. Și când te gândești că majoritatea spun că de-aș termina odată facultatea să-mi închei cu învățatul, dar mă gândesc acum la profesorii care învață zi de zi sau la medicii care trebuie să pună la punct în fiecare zi cu toate noutățile. Da, sunt sigur într-o continuă învățare. Da, tinerii, normal, doresc să se încheie facultatea din puțin dorința de a cei merge, care de a câștiga bani, bineînțeles. Vreau să merg să câștig bani, să termin cu facultatea. Facultatea e frumoasă, nu știu cum, dar viața e și mai frumoasă atunci când trăiești în picioarele tale și e o atitudine frumoasă, oricum, o reacție firească, naturală. Oricum, după aceea rămân amintirile din facultate, rămân prietenii din facultate pe care nu ți ia nimeni toată viața. Clar, clar. Sunt, ce formezi acolo sunt cei alături de care ai crescut, sunt cei de care ai descoperit o nouă profesie, ai descoperit viața, ai descoperit, mă rog, ce înseamnă facultatea, ce înseamnă profesorii, ce înseamnă să înveți, ce înseamnă succesul, ce înseamnă eșecul, mă rog. Una peste alta, aveți foarte multe activități, noi vă urăm spor la treabă și să fie într-un ceas bun acest nou an universitar, să fie cu rezultate frumoase, să ne revedem cu bine și cu alte noutăți și alte proiecte pe care le desfășurați și cu multă sănătate, că acum pe asta punem accent. Sigur că da, mulțumim la fel și dumneavoastră, sănătate multă. Mulțumim pentru prezență. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături și în această seară alături de noi. Eu sunt Florina Stânga și vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.